o tânără, pe Ioana Boca și cercetându-i așa biografia, am rămas impresionat. Suntem, am putea spune, în același loc al căutării. Domnișoara este doctor în istorie, colaborator al Fundației Academia Civică, coordonator al Departamentului de Istorie la Fundația Academia Civică și secretar științific al Memorialului Victimelor Comunismului. Dar ceea ce m-a impresionat sunt studiile dumneavoastră în ceea ce privește acest trecut al nostru, care ne doare, trecutul care ne doare, dar trecutul care se transfigurează și îi dăm cuvântul domnișoarei Ioana Bogdan. Foarte greu să vorbesc cu interlocutorul dumneavoastră și mărturia lui mi-a amintit de începuturile din memorialul de la tine. Așa cum spunea și domnul Stanică, am început colaborarea cu memorialul pe proiectul de istorie orală, ceea ce însemna că noi, ca studenți, mergeam aproape zilnic la sediul Asociației Voicilor de Studenți Politici, care se găsește pe strada Mutuleasa. Și acolo, eu ca tânăr și ca istoric în formare, am avut absolut o șansă extraordinară să cunosc niște oameni. Așa cum spunea și doamna Daniela, eram în căutare de modele și am avut șansa să găsesc acolo oameni care au reprezentat modele, oameni care ne-au povestit dramele prin care au trecut, domnul Demosteran Ionescu s-a mult dintre ei. Am întâlnit acolo tineri care fuseseră arestați în anii 50, în 1956, spre când, după, ca și cum am vrut să spun pentru că au îndrăznit să spună că vor mai multă libertate, că întrebau să se întâlnească seara în cămin și să vorbească despre greutățile cu care se confruntau părinților. Pot să spun că pentru mine acei 2 ani înainte să cât am fost studentă și am făcut, cred că, aproape zilnic interviuri cu cei care trebuiseră prin închisori, au însemnat efectiv o schimbare de destin. Nu închipuiam atunci când am participat ca și dumneavoastră, pentru că sunteți foarte mulți tineri, deci am participat pur și simplu la o întâlnire cu Ana Maniera și Romul Susan, fără să știu ce urma să fie. Acele întâlniri cu foștii deținuți politici mi-au marcat existența, am înțeles cât de importantă este libertatea și cât de mult au suferit generațiile dinaintea noastră, generația bunicilor, a părinților noștri. Așa încât a fost normal ca atunci când am terminat studiile să mă alătur echipei memorialului. Asta a fost așadar experiența personală, pentru că mi-am amintit ascultând mărturia lui Ionescu. Și pentru că domnul Sain a prezentat multe din țările muzeului, i-a uitat să menționeze, îmi spun eu, 3 locuri speciale pe care poate le-ați văzut în timp ce au urmat imaginile din spatele nostru. În primul rând, aș aminti spațiul de reculegere și rugăciune, o impresionantă capelă suterană construită într-una din curțile interioare ale memorialului. Dacă ești acolo singur, este în mijloc o masă cu apă și o cruce prin care intră lumina și porți, după ce ai vizitat muzeul, să stai și să te gândești la toți cei care au murit în închisori, în deportări, oriunde pe acest pământ. Mai ales că în momentul în care cobori spre acest loc, sunt câteva mii de nume ale celor care au murit în închisoare, sunt mii de nume gravate în plăci de ani de zi. Acesta ar fi primul loc pe care, dacă mergeți și vizitați memorialul, ar trebui neapărat să-l vedeți. Apoi, cea de-a doua curte interioară a memorialului, curtea sacrificanților,
11 care merg spre un zid care nu merge nicăieri și un an, cel de-al 12 la personaj fără cap care arată spre acest grup. E una din imaginile de marca memorialului realizată de Sfântul Aurel Vlada. Și cel de-al treilea loc, am închis și domnul Sfântul despre el, este cimitirul săracilor, acolo unde au fost îngropați în tropi necunoscute, cei 54 de morți ai, care au cei 54 care au murit la zile, dar cimitirul a devenit acum un loc al memoriei pentru toți cei care au murit, nu doar la zile, pentru că zile nu este un memorial al profesorii de la zile, ci al întregului bulat românesc. Deci, acum este un loc al memoriei, a fost imaginat un ansamblu peisagistic, este conturul cărții României, a fost început, erau niște prăduți foarte mici, acum sunt niște brazi mari, dacă o să intrați, de exemplu, pe site-ul nostru sau pe pagina noastră de timp, poți să vedeți multe fotografii de sus, făcute într-un elicopter și veți vedea cât de bine se vede conturul României. În locul unde simbolic ar fi stichetul, a fost construit un cenotaf și o cruce în stil bizantin. În acest cenotaf, în urmă cu mulți ani, cred că în 2008 am inaugurat acest cenotaf, a fost atunci un, a fost atunci o adunare absolut solemnă. Mulți deținuți politici din toată țara au venit din diverse locuri ale țării cu urne de pământ, acolo din cimitire ale unor foste închisori, au strâns pământ din locul unde se știa că au fost executați luptători în munți. Deci, în acest cenotaf se găsesc multe, zeci de urne cu pământ din toată țara, iar și altar, unde se fac în fiecare an slujbele, în fiecare an, pe Înălțarea Domnului, mergem la Siget, este o zi dedicată memoriei victimelor comunismului și au loc cu diverse manifestări și una dintre cele mai importante este în slujba în cimitir. Iar de curând s-a construit și un alt monument, este o scară a vieții. Te pot să urci și de sus să vezi tot acest ansamblu impresionant. Deci, țara care prinde mijlocul ei toată. Și cum am spus, este și un loc în stanul meu.